Ce s-a întâmplat cu prunea, Adi? Adrian? Cu Florin nu ne-am înțeles pe o anumită clauză. Noi vedem lucrurile într-un fel în alt fel legat de acea clauză și am decis mai bine că să iscăm pe viitor, dacă să ne-am un contract, să iscăm certul și mai departe. Mai bine rămânem prieteni. Și care a fost clauza aia, dar nu v-ați înțeles pe o clauză simplă, cu la fel, tot de reziliere. Nu știu. Eu vreau să clarific un lucru. În ciuda faptului că s-au tot prindat atât pe la noi și jucători care au plecat și mai departe, să-mi spune și mie câte litige are acest club cu plata întârziată sau neefectuată către jucători sau antrenori. Uh-huh. Niciodată n-a plecat un antrenor sau un jucător nemulțumit la noi. Asta au fost două, trei cazuri de jucători și am plătit bani la tas. Dar niciodată un antrenor sau un oficial al clubului n-a plecat de aici fără să fie satisfăcut de plata salariului. Uh-huh. Nu știu ce s-a creat această imagine. Ah, da, poate suntem conflictuali, poate e greu să se lucreze aici la Craiova, este sângele mai fierbinte. Dar niciodată noi nu am rămas atât la nimeni. Da, corect. Deci cu Prunea înțeleg că relațiile au rămas foarte bune și că oricând poate să mai fie o poartă cu Prunea, nu? Corect, da. Deci nu s-a pus vreodată să vină în cuplu, cum am mai citit prin presă. Uh-huh. Am mai avut alte nume de jucători care niciodată nu le-am luat în calcul să-i transferăm. Deci nu tot ce se scrie în presă e adevărat. Uh-huh. Mai puțin fanatic. Mm-hmm. Da, mersi frumos, da. Mai știi tu, le mai comitem și noi, stai liniștit. Nu-s o problemă că le comitem și noi, că n-ai cum, știi cum e. Dacă te agiți, dacă muncești, câteodată le mai comiți, da, încercăm. Cum? Lăsăm la o parte această discuție care a ținut lumea culoasă de două zile cu Mario și Modică, da? Da. E necesar imperios în clipa de față să punem la primul principal. Sperăm ca până la meciul cu Farul să-l avem, însă nu trebuie să ne grăbim acum să mai facem vreo poacănă. Uh-huh. Este nevoie de doi fundași centrali de urgență, uh-huh. Deoarece nu există nicio chimie între fundași centrali la clipa de față și riscăm să pierdem puncte nemeritați. Adică controlăm jocul tot meciul, nu e în cazul cu Rapid a fost peste noi, dar totuși nu pot să nu spun faptul că la 2-2 a dat să pună un gol încă era cot un cablu bete și a dat de pământ și nu s-a pus de care vară. Apropo de fundași și centrali, nu poți să ne spui nici românul care e? Nu pot. Deocamdată nu pot, Horia, nu. Bine, ok, e regulă, am înțeles.